Morning Glory, Morning Glory, măi Răzvane, mă umori. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, 20 de minute, o simplă apăsare de buton și iată, suntem în direct live pe faxul. Sper că v-ați încărcat xeroxurile peste noapte, pagerele, toate chestiile astea pe care se recepționează la, cum să spun, pe înaltă fidelitate, Morning Glory. Se filmează tot? Tot, da? Good Certificate, suntem live pe Facebook, pe alea, pe toate alea și îi avem în studio, pur și simplu, efectiv alături de noi, pe niște oameni care în mare sunt destul de moldoveni, din ce așa, am auzit. Așa s-a veniți transmis. Mai aproape de microfon. Vorbim practic foarte aproape de microfon, pentru că fiind moldoveni, noi suntem furați de priveliștea paharelor și a sticlelor întâi. Și v-ați zăpăcit un pic. V-a luat capul când ați văzut sticla pe care ați adus-o. Păi am înțeles că nu se mai dă câte 200 de euro. Acum se dă câte o sticlă. Da, la trei oameni noi am venit. Acum, data viitoare, venim cu una de suc. Știm că sunteți și voi la început. Aveți un proiect. Da, e mai greu. Până prinde, până astea, da. Deci, Silviu Petcu, Cristi Grescu și Doru Antonesi sunt aici. Bună ei dimineața. Pregătesc un spectacol de cabaret politic numit Satul Paralel. Și am zis să intrăm direct în subiect ca să nu pierdem vremea cu tot felul de adică, șopterism. Între timp însă, specialiștii... Nu? Înainte de... Deci lansarea asta zic, da. Adică zic între timp, specialiștii din echipa Morning Glory pun la punct ultimele detalii, cum se spune. Are dreptate și Cristi, tu... Ia, uite, ultimele detalii au fost puse la punct. Oi, Doamne ajută! Și astfel s-a lansat la apă și acest sat, care deocamdată e paralel, până va deveni și... Dar paralel cu ce? Simt Dunărea cum e vaporul. Simt Delta Dunării cum vine spre noi. Am fost la Revino, la Târgu de Vinuri. Și noi. Și am fost oprit de foarte mulți. Așa arătați, da. Se vede, nu? Și am fost oprit de foarte mulți cetățeni care mi-au zis, mă rog, că e gest frumos ce fac eu pentru mine, dar gest urât să faci asta la radio. Deci cam așa. Ia, încă o dată. Eu am fost la un post de radio și am povestit despre analiza senzorială a vinului. Da. Dar atât. Am povestit despre cum se analizează vinul. Și deja au primit mesaje, bă, mai lasă naibii, că suntem în trafic. E puțin complicat, e adevărat, dar hai să vorbim despre proiectele voastre de viitor. Da. Chiar. Doamne ajută! Deuși mă ajută! Doamne ajută! Stai că vin eu la voi. Așa. Și încă o dată. Să lăsăm pe el să vorbească, pentru că pare singurul sobru de aici. Da. Da. Deși e doar efectul băuturii de aseară, din ce spunea. Exact. Eu încă nu m-am trezit de aseară și din cauza asta nu vreau să mă înnăntesc una peste alta. Cât sunteți în primul rând? Suntem 6, dar aici suntem numai 3. Dacă mă uit de două ori, suntem 3. 3 și cu 3, 6. Așa. Până se termină sticla, vom fi 6, clar. Da. pentru noi. Avem o echipă de oameni vechi talentați și o echipă de oameni mai nou talentați, mai tineri, cum ar fi Paula Chirilă și Liviu Romanescu. Spectacolul este spectacol de teatru, ceea ce e un pic mai scorțăros, așa. Trebuie făcut după anumite reguli, trebuie să așteptăm până să aprind luminile, se sting. Așa au zis ei că e spectacol de teatru. Eu vă poftesc să vedeți ce fel de spectacol este de fapt. Da, așa, unde se joacă el? Că e și asta important. Foarte. El se joacă la Teatrul Stella Popescu, care are sediu în Palatul Copiilor. Da, cum te uiți la intrarea mare, în stânga. E o sală mai mică. Da, dacă te uiți la intrarea mică, e chiar acolo. Depinde la ce intrări îți place să te uiți. Dar nu știu, sunt oameni care stau așa și se uită la intrări. Ați văzut din ăștia? M-am mai văzut, da. Foarte de aia și e și proverbul, se uită ca vițelul la partea nouă. Pentru că niște oameni se uitau la niște porți. Și... Pe care scria nouă? Nouă și a trebuit să-i compare cu ceva. Și e... Da, era complicat. Da, așa, bun, și puteți să spuneți despre ce ar fi vorba așa în mare?
Da, putem, sigur, dezvălui câteva mici secrete și așa se știe finalul la Game of Thrones, dar nu o să se știe câteva secrete din spectacolul nostru. E vorba de niște oameni care încearcă să întoarcă un macaz. Macazul acesta este... El simbolizează ceva ce autorii încă încearcă să-și dea seama de ce a fost scris. Voi sunteți autorii. Da, a fost scris sub dicteu și s-a încercat să se refacă o metodă veche de dadaistă de a scrie pur și simplu alandala ce îți trece prin cap. Da. Și au ieșit niște glume. Unele sunt destul de bune. O să le vedeți care și o să vedeți care sunt și alea proaste. Și au legătură strict cu politica? Au și cu politica legătură mult. Și cu socialul și cu mai... Și cu, cu medicina umorul, veterinară și cu creșterea animalelor. Sunt și absurde și prostești. Adică și nimic cu... din ce e omenesc nu vă e străin, da. În sensul ăsta. Da, deși sunt situații inumane acolo, dar... Exact. Dar totuși firește. Adică nu se moare, niciunul din caracterele principale nu moare. Deci... Nu folosim animale împăiate, folosim... Animale... Noi suntem animalele exact. Care... Deci noi dăm viață și animalelor. Animăm spectacolul. Animăm... Aveți un... Ăsta e un promo, nu? Ăsta cu satul paralel. Nu pare, este... Nu prea nu pare. Da, 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 acum, uite, hai să-i dăm drumul. Dați-i drumul, să vedem să ne râdem. Sau... Ce zice? E și cu video, vă dați seama, e foarte complex. E pentru mamă pagere. Mamă țară paralelă de Tudor acoperit Argezii. Maică, mulți te-au dușmănit. Printre ei și Euclid. Unde dă cu sap chelul, țare statul paralelul. Furiul leu, din el răsare mia întreagă de dosare. Grași corupții ca berbecii și ministrii toți zevzecii. Da, pe scurt, cam atât s-a putut, nu? Adică de genul ăsta. Sunt trei teasere din acestea făcute și domnul Antonese aici de față are și el unul, mai este și Florin Constantin într-un teaser, le puteți găsi toate pe pagina și la noi și la Teatrul Stella Popescu și pe YouTube, că acolo se pun toate măscările care se fac în timpul nopții dimineața. Mai puțin Guță, care a trebuit să se retragă de pe YouTube, că l-au nu dat jos. Nu cred. L-au dat jos? L-au dat jos pe Guță. Nu se poate. Da. A fost trădat de proprii lui oameni. Asta e discriminare pozitivă. Erau imagini de la Never See și l-au dat jos. Dar și la Nevărsit se cântă cântece din acestea frumoase de folclor românesc. Nu te erai imagini cu oameni fericiți. Oameni care înțeles. Au votat și după aceea s-au dus să se distreze. Să aibă o distracție de zile mari. Da. Aș vrea să dezbatem un pic pentru că, cum ziceam, totuși, trăim într-o țară care oferă material umoristic permanent și noi facem din când în când o mică retrospectivă a titlurilor de la categoria Școala Ajutătoare de Presă. Și am câteva titluri pentru voi, poate vă inspiră așa, poate mai adăugați un pic de... Chiar ne trebuie niște glume în spectacol. Substanță. Eram în pădure, publicația Gânduri din Ierusalim, nu știu dacă o frecventați. Deloc. E o publicație de analiză și reflecție creștină. Eram în pădure, în pustie și am fost atacat de satana într-o formă foarte dură. Contundentă. Da, noi ne-am gândit imediat, evident. No. Cum putea să atace satana? Dacă nu pe la spate. Da. Satana e viclean, nu atacă da. Pe față niciodată. E știut asta. E. Da. Sunt și probleme. Sunt scopuri mărșave, să știți. Da. Care e scopul publicației este? Împărtășește, deci. Vorbește, da, despre credință, despre universul creștin. Păi și mai citește cineva așa a doua oară? Citește, cum să nu? Păi oricum, forma dură e o formă foarte populară. Foarte mare dreptate. Și foarte dorită din ce am văzut. E în formă continuată, să spunem, în Ministerul Justiției. Adică nu e dură intermitent, așa. Nu merge. E ca betonul când s-a întărit dur. Aia e, da. Poliția a arestat doi tinerei din Zalău, găinari de meserie. Asta nu-i tot din Vocea Ierusalimului. Nu, asta e din Graiul Sălajului.
Graiul Sălajului este o publicație foarte importantă. Din Sălaj, o să râdeți toți, da. Dar chiar de acolo e. Deși Sălajul nu se știe dacă există. Totuși. E o stare de fapt. Acum ceva care vine din universul vostru, Vasluianu Moldovenescu. Și noi ne chinuim să facem glume. Pontic. Noi avem un cotidian preferat în Vaslui, se numește Vremea Nouă. Și iată titlul. A vrut să-și omoare soțul cu securea, de beată ce era și a tăiat degetele de la picior. Dai seama ce țintă a avut. Eventual soțul era jos, deja era lat. Probabil era, da. Și a vrut să lovească de jos. Nu contează unde era, contează unde a ajuns toporișca. Da, femeia a rămas cu picioare. Adică pe picioare. Fără degete te mai descurci. Da, da, da. Nici nu-ți trebuie. Chiar ce, la ce-ți trebuie degetele de la picioare? Scuză-mă. Nu, că plus că există dorința asta a femeilor, știi, de a încăpea în hainele din liceu. Unele chiar își doresc să încapă în pantofii din general. Deci... Depinde cât vei, da. Asta poate să ajute foarte mult, într-adevăr. Că... De asta și, sunt și sandale, să știți. Tandale. Tandale, sigur. E și o idee pentru cenușăreasa asta, ca în loc să-i taie prințul picior, o să încerce să-i taie capul, ia da. Capul prințului și să... Dacă prințul da. Era bărbat adevărat, tăia picioarele și nu da. Mai stătea să umble din casă în casă. Tăia picioarele, aducea și vedea care se potrivește și cu asta basta. Nu stai să umbli ca o slugă pe la toate nespălatele. Da, o rușine a fost tot periplul ăla. Publicația Buzoenii, nu știu dacă sunteți la curent. Nu. Aveți o colecție întreagă. Da, 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 noi iubim foarte mult presa locală. Și o promovăm. Foto cu 5 minute în urmă. Cui aparțin aceste mâini? Uite mâinile. Dar unde le-au găsit mâinile? Dacă erau degete, știam are cui să... Pe persoane de la... Deci există totuși un spirit care unește publicațiile astea. Asta spun. Asta e dovada că Buzău e în Moldova, totuși. Și e totuși centrul activității, pentru că toate trec pe acolo. Până la urmă, acolo s-au dus toate informațiile. E foarte clar. Și Viorica Dăncilă vine în Gorj să urce oile la munte. Realitatea de Gorj realitatea. Doamne ajută. Deci în sfârșit transhumanța. Transhumanța începe acum. Nu știu dacă ați auzit de un site care se numește Știrescu.ro. Am auzit da, de el, da. Auzit, cred că am și citit de două ori, da. Și noi avem o clarvăzătoare, alta decât tipa de la Express, cum o cheamă? Carmen Hara. Carmen Hara. A fost colega mea de cireașa de pe tort, te rog. Da? Și scuze. Da. Maria Gheorghiu, cu I. Cum? Maria Gheorghiu, e clarvăzătoare. Okay. Ok, și ce vede? Uite, clar. Profeție apocaliptică. Vine de pe Știrescu. Maria Gheorghiu a făcut anunțul. Vor fi 28.000, vă las pe voi să completați. Cât morți? 324? Nu, 109. De aproape, ca să zic. Deci a stabilit cu o precizie de 109. Că 28.000 poate spune oricine că vor fi 28.000. Nu e... 28.000 de ce? La de ce? Morți. La unde? Ce? Unde? Când? La un cutremur apocaliptic. Gata, s-a terminat. Nu se dă chiar locul, adică clar văzătoare doar la cifre, nu și la fapte. Da, oricum e o ușurare, puteau să fie mult mai mult. Da, da. Zici 28.109, ok. Puteau să fie 28.666 și era și un semn rău ăsta. Da, venea da. Satana întărită din... Iată. Și da, moment, și asta. Din... Și se încheia rotund cu prima știre. Da. Și asta e adevărat. Ce înseamnă când ți se zbate ochiul? Semnificațiile pentru fiecare ochi în funcție de oră. Antena 3. Da, antrenatul aia a trecut și la tabloid. Da, 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 păi pe site, cum să nu. La rubrica okay. Bizară e o rubrică foarte îndrăgită de analiză și reflexie. Așa, parcare de 1000 de locuri și scenă de 80 de metri pătrați pentru mega spectacolul de la Cornișa. Va fi o erupție totală și unică, anunță Botoșaneanul. Deci zona vulcanică se mută la Botoșani? Da, da, da. Cornișa, n-ai înțeles? Cornișa. Where probabil e o cornișă undeva care iese. Nu știu ce cornișă. De vârful dealului. Da, exact. Și o știre din Gorj.
din alt cotidian al nostru se preferat. Se întorc cu oile tura asta. Nu, 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 e altă entitate de presă de acolo. E domino.ro, un cotidian special. Fost șef al IPJ Gorj, poreclit Câinele Roșu, păzește fermele de pui de la Târgu Jiu ale unui milionar ploieștan arestat în trecut la propunerea DNA pentru o evaziune de 70 de milioane de euro. Eu cred că ăștia le scriu pentru voi, nu? Eu cred că ei știu că voi le căutați și le găsiți până la urmă. Asta și le scriu. Asta e complexă scrisă ultima. Ia bagă-mă știrea aia cu găina care a născut puiul viu, cu o citește mâine exarhul la Morning Glory. Avem un fake news foarte mișto, dar mult mai mișto era unul cu frate siamezi. Și aici chiar avem nevoie de o dezbatere din partea. Vă rog frumos. Dar mai era una cu țitarul de la Păcănele, pericol public, lăsat liber. Dar de unde știi că e fake news? Poate chiar e liber. Nu, asta e fake news. Fake news de la care am plecat noi astăzi e vorba de nuci și scorburi. Nu este adevărat că o femeie americană, mă rog, a găsat 27 de veverițe să-i atace fostul iubit, care a rămas fără două degete și un testicul. De unde au știut veverițele ce aia testicul? Știu că când se face de veveriță, cum e? Deci, nu e degeaba. Monstru știe cum e cu veverițele. Aia, da. E o expresie din tinerețile noastre aventuroase. A avut el un personaj care umbla după veverițe. De când... Deci de asta suntem și specialiști în așa ceva. Există și expresia, ți s-a făcut de veverițe? Da. Înțeleg. Deci de-aia a fost ușor de dresat. Pentru că... Bine, voi nu vă imaginați cât de gravă e situația. Știu că voi vă ocupați de politică și aveți așa o atitudine din asta, că numai la noi se întâmplă. Canada. Nu? Okay. N-ai zice că ar fi existat corupție în Canada. Avem români și acolo. Răzbun. Un caz din Ontario, un caz cutremurător, dar zguduitor, din Ontario, un urs a mituit cu oase de cerb, în mod repetat, un câine de pază, pentru a putea umbla în gunoiul familiei care trebuia să fie păzită de câinele Brick. Băi, deci și urșii devin corupți. Câinii. Corupători. Nu numai ei. Păi, ca să corupi, trebuie să fii tu însuși. Da. Și câinele îți dai seama, se uita în altă parte când ăsta e lăsat pană și spunea, dar nu trebuie, dar nu trebuie să vă deranjați. Și ursul tuc înăuntru, dar la gunoi. Bă, eu știu că există români emigranți în Canada, dar urși care se emigreze acolo. Eu cred că sunt cei din Bușteni. Aia care dirigeau circulația. Din Brașov, din zona Răcătău. Eu sunt obișnuiți cu gunoaiele oricum. Au fugit să dirigeze circulația. E ceva ciudat în asta. Deci, ursul vânează cerb, deci are ce mânca. Da. Și vine la gunoi. Eu cred că vrea să-și ia telefoane sau ceva. Staniol, poate trebuia să... Păi nu, el păstrează oasele. E... Îi le ia înapoi? Adică da. Îi le dă câinelui și la plecare ieși ia oasele înapoi? Cum era aia? Cu azi la cec, un os de pui, mâine el va scoate, nu? Da. Mâine vei avea un os. Azi la cerb. Azi la cerb. Da. Azi din cerb, un os de pui. Da. Mâine e al de unde nu e. Da, exact. Da. Dar ca să rămânem în zona de fake news, una din cele mai comentate fake news-uri de pe internet, doi frați siamezi se luptă la tribunal. Și când spun se luptă, nu glumesc. Adică, da, ăsta este un caz cu care cineva ar putea să facă o carieră frumoasă. M-ar fi George Clooney dacă ar interpreta încă un rol de avocat. Da. După ce unul dintre ei s-a plâns că celălalt se masturbează fără consimțământul său. Frate, să se amezi pe ce porțiune? Trebuie să stabilim. Este foarte important dacă sunt la mijloc, dacă au același cap, dacă mâna este condusă de creierul unuia sau al celuilalt. Da. Sau celălalt poate să spună, gândești ca o... Da, da, nu știu, deci... Trebuie stabilit, trebuie să dați pe faxuri și pe pagere și imaginea cu cei doi ca să putem să ne dăm seama dacă e de adevăratele sau nu fake news-ul. Că indiferent câte capete au, important e câte... Da, mijlocul contează. Chestii există, că pot să împartă aceeași și păi e normal. Da, tocmai. Există apar certuri, nemulțumiri. Acum cine se autosatisface? Eu sau frate?
Și dacă nu se înțeleg, unul din ei poate să deschidă acțiune, să dea afară pe ăla din casă. Îți dai seama cum poți să dormi pe terasă? Da. Nu, dar întrebare, știi că obiceiul ăsta duce la orbire. Și în cazul ăsta, tu stai și te autosatisfaci și orbesc nesimțitule. Da. E și asta o problemă. Asta nu e o legendă cu orbirea? Ar fel ar trebui să fie plin de orbi prin... Nu vezi câte accidente sunt. Mie mi s-a părut că se îngustează ochii când te uiți în coace. Eu văd rău, într-adevăr, dar nu știu dacă mă apropii de... Ești clar văzător. Da, nu știu clar văzător. Clar văzător. Deci nu există, concluzia care se trage de aici, că nu există siameși clar văzători. N-au cum. Da. Nu. Da. Și că școala ajutătoare de presă, sintagma ta, există, nene. Da. Asta cu siguranță. Deci e ceva. Și numai că există, dar nu se lasă. Îmi pare rău, dar totuși... Eu cred că asta le scrie Răzvan noaptea și da, și ele nu, 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 să spune, nu mă las, nu poate să există așa ceva. Nu, nu, nu este, nu este adevărat. El e din statul paralel ăsta. Nu e paralel cu celălalt adevărat. Noi suntem la ăla care nu e adevărat. Uite, noi am vorbit ce am vorbit și vine un ascultător și zice ce făceam dacă unul dintre siamezi era gay? Da. Cred că era rezolvată treaba și nu mai era nicio problemă. Cred că plecăm de aici cu statul parat. Depinde de nou de organe, cred, părerea mea. Dacă erau mai multe organe, reușeau să... Discuțiile apar întotdeauna când mai multă lume folosește în comun un organ. Exact. Asta e singura problemă. Așa că folosești o cameră, o baie în comun, da. Nu știu ce, și un organ, o mâră în comun, dacă să o folosești, dar tu exemplu vrei să o duci încolo, ăla vrea să o aducă încoace. Dar dacă sunt mâini suficiente, eu nu cred că e nicio problemă. La un 6 mâini, la 2, e ok. Adică nu e o problemă. Adică s-ar fi rezolvat mai eficient toată treaba. Adică te referi așa la o familie de vâslași, de... Da. E foarte trei bună, fără cărmaci. Și cu cărmaci, dacă ar fi 8 ar fi și mai bun. 3 plus 1, 4 e ok. Adică dacă ai avea un 8 membre, să zic așa, superioare și vreo 5 inferioare, nu mai e o problemă. Dar la numerele impar, alea mici, trebuie mai multe. Da, mie mi se pare că oricâte membre am avea, știi, până la urmă tot nu ești mulțumit. Și de asta cauți și mai multă satisfacție, și mai multă satisfacție. Da. Și cam de aici, asta, de aici provine toată treaba. Apar toate problemele, da. Uneori e bine să avem și în afară de membre și cap sau ceva în el, nu știu, parcă creier. Neuron. Păi în România pare că în anumite locuri există un creier la mai multe persoane. Adică... Și profit de ocazie să spun aici, cinstit, că spectacolul nostru e pentru cei care au ceva. Deci cum ziceai, la o reclamă mascată pe față? Care n-au cuplaș în sensul ăsta, mă, creier. Asta Cristi ce a stat și până la urmă s-a întors la oile noastre. Noi mergem în transformanță. Mie mi se pare firește. Bine, zic un așa. Joc, rolul, am două roluri geniale, unul de hoț și unul de cal. Deci, da. Cine vrea să vadă, să vină. N-aveți niște fân aici, nu? Lasă că este, nu. Ca să vedem cât de bine joacă. Am avut o știre care e reală. La Hunedoara s-a născut primul pui de babuin, e fetiță, și îi se caută numele. Am auzit-o. Babuine au nume, da? Se strigă între ei. Pe tatăl ei îl cheamă Augustin. Oh. Nu Laurențiu. Isaura, dacă i s-ar spune Isaura, ar fi peiorativ sau ceva? Nu știu, nu cred. N-am mai avut babuin niciodată până acum. Babuinul Isaura. Nu, sugerează că e sclavă, că e ceva. Păi și tu ce crezi că e de fapt? E babuin? Nu, babuinul e un animal inteligent, care are o problemă cu fundul, el pare un fund mai ciudat, dar în rest bărbații vorbesc pe femeie. Au un fund mișto. Babuinii. Nu credeam să ajungem să... credeam că nu o să ne ajungă timpul să abordăm și problema zoofiliei. Oricând, da. Cu mare plăcere, da. Pentru o discuție bună sacrificăm, adică, orice, da, sigur, dacă nici noi animalele nu mai înțelegem. Morning Glory. Let's make eyes revenim imediat together on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Stă pe spate, muncitorii. Deci, bonjurică, bonjurică. Suntem la Morning Glory, Morning Glory.
Curg mesajele de la ascultători care se bucură foarte tare că îi avem în studiourile Morning Glory pe Silviu Petcu, pe Doru Antonesi, pe Cristi Grețcu. Mă rog, pentru atât s-a putut. Da, n-am avut ce să facem. Am sunat, a sunat chemarea și am venit. E foarte bine. Așa, când aveți premiera spectacolului Satul Paralel? Satul Paralel începe pe 24 mai. Așa. În acest an. La teatru Stella Popescu. Cum vă uitați la Palatul Copiilor? În partea mică. Stângă. În partea stângă. Așa. Și mai sunt încă 4 reprezentații stabilite. 2, 9, 29 și 30 iunie. Iunie. Iunie cu N. Vă rog foarte mult să pronunțați corect. Iunie. Ca să nu avem L-uri pe lângă N-uri și să facem dar confuzie. De altfel, pe site-ul teatrului, da. E un teatru mic, dar site-ul e normal. Site-ul e, da, are dimensiuni normale, da. Dacă te uiți pe site-ul lor, sunt foarte frumos. E și un afiș acolo desenat în care unii dintre noi pot... Scrie de voi? Scrie de noi, da. Ah. Nu e scris de noi, dar scrie de noi. Și acolo aflați și fotografii, și... filmulețe, exact. Situații din... Scuză-mă, dar stăteam mai așa. Uite, vezi, voi doi ați putea înțelege situația siamezului care nu avea loc de frasul, practic. Ce faci cu mâinile, Silviu? La pahar, la pahar. Din punctul ăsta de vedere, cu paharele... Eu m-am gândit primul la asta. Cristi și cu Silviu s-ar înțelege perfect. La mulți ani, întregul studio. Doamne, să fii într-un ceas bun. Deci începem în 24 mai și terminăm la sfârșitul lui iunie. Vă așteptăm cu toții. Să fie altceva bine. Nu s-a putut face decât un cabare politic, pentru că ne-am surprins și noi că avem foarte multe activități, tot felul de referendumuri, mergem la vot și am mai pățit asta în 96, mulți dintre ascultători nu erau născuți pe vremea aia, dar tot așa am făcut un turneu prin țară, prin multe localități, să mai ridicăm nivelul conștiinței oamenilor să ducă la vot și s-a întâmplat ceva atunci în 96, sperăm că și în toamna asta și la anul se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat și în 96, să fie o schimbare. E un gând bun, mi se pare un gând foarte bun. Și vă mulțumim că ați venit pe la noi. Și noi îți mulțumim. Și mulțumim și de dar. Și poți fi sigur că și de bule. În fiecare dimineață, atunci când ne trezim la ora respectivă, ascultăm Morning Glory. Sunt și persoane care nu se trezesc, da, e adevărat. Noi niciodată. Deși se trezesc, nu se deșteaptă. Sau așa, da, și asta e adevărat. Sau așa. Bun, deci Cristi Grescu, Doru Antonesi și Silviu Petcu, Doamne ajută, vă mulțumim foarte mult. Eu mă ajut. Deus mă ajut. Și sper să fiți și voi alături de noi, că tot sunteți în picioare. Noi lansăm azi o campanie, se numește România are sânge de rocker. E o campanie de donat sânge, o să implicăm foarte mulți oameni. Avem peste o oră conferința de presă și suntem foarte mulțumiți. Nu putem de pe acum? Se poate, dar nu, ați consumat. Trebuie 72 de ore. Trebuie o pauzică mică. Da. Okay. Dar o să fie bine. Vă mulțumim foarte mult că existați. Mulțumim și noi toate noi. Cele bune. Asta e, atât s-a putut. Îmi cer scuze anticipat pentru greșelile pe care le-am făcut în emisiune. Ai vorbit corect românește. Pe care le-am făcut, nu care le-am făcut. Așa da, era normal. Așa este, da. Băi, deci... De când faci emisiunea asta, ai început să vorbești. Da, locul da, în care nu s-a întâmplat nimic. Locul pe care, pe care nu s-a întâmplat nimic. Morning Glory on Rock FM.